Sfântul Părinte Arsenie, mai multe femei din aceeași localitate. Și nici una nu voia să spună păsul ca să nu știe tot satul ce are. Și toate tăceau. Părintele a spus, dacă nu mă întrebați, eu nu vă zic nimica. Că știa care e problema la fiecare cu darul care îl avea, dar voia să ne folosim noi care auzim. Și una, după mult, mult timp de tăcere, a spart viața și a zis, părinte, eu vă spun cazul meu, am un singur copil și mă chinuie ca 10 copii. Și părintele răspunde, de ce ne fac năcazuri copii? De ce se întâmplă ce se întâmplă? Ne creează iad. Și orice ai zice, orice ai face, nu se îndreaptă. Și a zis părintele, pentru cel care n-ați vrut să lasă vină în lume, și a fost avortat, te chinui ăsta, că avea planul Dumnezeu să-l facă Sfântul Familiei și al neamului. Și tu te-ai opus la planul lui Dumnezeu. Și atât trebuie să rapsi. Alta, o sta cât o sta, dar s-o călca pe ea și a zis, părinte, eu am un copil care mă face de rușine, avem o stare materială foarte bună, putem să-i oferim tot ce trebuie. Dar ce vede cu mâna, ia cu mâna, fură, ne face de rușine. Și răspunde părintele, când erai cu cel în pântece, ce vedea ochii, nu lăsa mâna. S-a pus pe cetea hoții din pântecele mamei. Alta, părinte, copilul meu de micuț îi place cu alcoolul, dar la copilul meu trebuie duce, ăsta așa e. S-a zămislit la beție, s-a pus pe cetea beției din pântecele mamei. E un iad să trăiești cu un om care are această patimă înrădăcinată. Cine prește și are deștea, înțelege mai bine. Alta, părinte, un singur copil am și mi-a murit și eu la vârstă, nu mai pot să am copii. Să l-a luat Dumnezeu că e un înger, că e nevinovat. Ca dacă mai trăia, după ce vedea între voi vrajbă, ceartă, dezbinare, el imită că copilul nu face ce îi se zice, face ce vede și ce aude. Și atât să l-a luat Dumnezeu, ca să nu ia satana mai târziu. Iată exemplul lău din familie și care îl dă atâția părinți că le pun la dispoziție mobilul și televizorul și ore întregi. Copiii pe clasa așa, s-a spunea cineva, copilul meu, ora două noaptea se uită la pornografie. Nici nu mai învață tineretul mult, nici nu lucrează nimic, că-s dependență. Și părinții-ți devină.